Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, Hristos a înviat, astăzi sunt în grădină, am ieșit un pic în grădină, la un pic de aer curat și am vrut să vă arăt și dumneavoastră un păr de vreo 6 ani de zile, în care am altoit anul trecut, e aici, am altoit anul trecut, 2 altoi și am vrut să vă arăt și dumneavoastră, uitați deja cât de frumos fructifică, au început să facă flori pe ei. Uitați ce frumos, din coace mai am unul, la fel, tot de anul trecut, ăsta și mai bine omânat. Ia uitați, să și vede că e de anul trecut, deja folii au început să se exfolieze, eu l-am făcut și cu bandă izolatoare și cu folie de hârtie. Ia uitați ce frumos e, folia singură pică jos, uitați cât de frumos o fructificat și ăsta, e plin, altul e de anul trecut. Și practic e plin de flori. Anul ăsta mâncăm pere, de fapt și anul trecut am mâncat de pe el pere, pentru că și anul trecut o fructificat, o făcut câteva pere, din cauce din nou în mijlocul lui. Uitați ce frumos ăsta s-a vindecat. Ia cât e de mare. Ce bine omânat și ce înflorit, se splinde flori pe ei, încep să lege, mai ales că a fost vreme bună și anul trecut ni s-o rupt cât de încărcat a fost cu pere. Anul ăsta, dacă dă bunul Dumnezeu, la fel, pentru că uitați cât e fain. Deja încep să lege, am să sperăm că o să și rămână, pentru că deocamdată încă nu a fost gerul, nu a fost vremea bună, semnele-s bune. Să sperăm că o să fie fructe din belșug, ca și anul trecut, pentru că uitați, i-am legat, pentru că și anul trecut și am tuns foarte scurt, pentru că și anul trecut au fost încărcați de pere. Din coace la fel, am un păr, ia aici a fost altoit, e un păr altoit de acum 4 ani de zile și uitați ce fain omânat, la fel și ăsta, plin de flori pe el, o să fie pere din belșug, mai am făcut câțiva altoi, acum de vreo, nu foarte de mult, de vreo câteva zile, să zic așa, urmează și ăștia, în momentul în care o să se prindă, o să vin și o să vă arăt la toți cum s-au prins, cum au mânat. Ia și aici. Ăștia urmează peste câteva zile să vi prezint, când o să pornească în vegetație. Aici din nou am un păr. Am și o sperietoare pentru păsări, doar că nu suflă vântul. Aici am un păr. Ia uitați ce frumos a început să lege. Îi plinge flori în el, dar ce vreau să vă arăt mai de cu seamă, ia uitați, plin de flori, foarte bine o legat, vremea e bună, până în momentul de față se arată o rodă foarte bogată, ce am vrut eu să vă arăt aici la baza lui, am un altoi, ia, unde am altoit, chiar la baza lui am avut o creangă, o ramură pe care am lăsat-o special și am altoit-o. Ia uitați și dumneavoastră, o splendoare, uitați ce de flori pe el, foarte frumos o legat, practic e plin de flori, o să fie pere din belșug, peste tot, în tot părul, ia, peste tot o minunăție. La fel și, numai o secundă, la fel și în mijlocul lui, uitați, din nou aici am un altoi, pardon, aici. Încă se vede, vedeți, cum tică singură banda, încă se vede, ia uitați cum o legat și ăsta, din coace la fel, în mijlocul lui, ia, uitați, ce fain o legat ăți, o să fie pere din belșug, plin de pere, mere mai departe în grădină, e o plăcere să stai acum în grădină, aer curat, un verzit frumos, totul e verde, frumos, splendid. Vom planta de anul acesta. O să vă mai arăt câțiva altoi de anul trecut. O grămadă de soiuri de pere, un alt altoi de anul trecut, ia ce bine omânat. Să mă dau un pic mai departe, ia,
aceștia ăs de anul trecut. Uitați ce v-am zis cu bandă de hârtie să faceți, pentru că banda de hârtie din cauza intemperiilor și a ploilor cade singură jos. Nu mai trebuie să o luați dumneavoastră. Ea cade și pomul se vindecă frumos. Aici am făcut și cu bandă izolatoare și asta ea cade jos. Cu timpul să dezlipea, o să o dau jos. Ia. La fel și ăsta. Uitați ce frumos o legat. Plin de flori pe el. O să fie pere din belșuganul ăsta. Mai am câțiva mai încolo. Care la fel. Păsărele cântă frumos. Ia uitați. Ce frumos cântă păsările. Nu știu dacă se aud. E o plăcere să stai afară în grădină, să bei o cafea, să stai să asculti apa ce frumos curge, să asculti păsărelele cum cântă. Oameni buni, aici am un măr, e un măr mai bătrân, e vreo 10 ani de zile și vreau să vă arăt, în el am altoit vreo 7-8 soiuri de mere, chiar mai multe cred că, tot e altoit. Ia uitați, de aici tot e altoit, uitați ce frumos, nici nu se vede. La fel o să fie cu toți altoii pe care i-am făcut. Aici am făcut anul trecut, uitați-l, cât e frumos deja. S-au prins toți, aici la fel, uitați că și ptică banda. Uitați ce frumos. La fel aici. Deci practic e o măr care tot e altoit, o grămadă de soiuri de mere în el. Și eu de fiecare dată vin și vă arăt rezultatul, pentru că multă lume îmi scrie să arăt și finalul, dacă s-au prins altoii. Eu am mai arătat și pe alte videoclipuri. Și ce vreau să vă arăt mai de cu seamă, iar ăștia s-au făcut toți, cei cu bandă galbenă și cu bandă de hârtie, s-au făcut de anul trecut. Uitați cât e frumos. Ia uitați și ăsta cât e frumos o legat și deja o să facă fruct. Anul trecut l-am altoit și deja anul ăsta, uitați-vă și dumneavoastră, nu știu dacă se vede, deja anul ăsta o să mâncăm mere de pe el. Deci, practic, ce poate fi mai frumos, oameni buni, decât să vii în grădină și să vezi rezultatul muncii tale. Să vezi, după ce ai altuit, cât de frumos ți s-o prins toate și ăsta e rezultatul și satisfacția muncii tale. Eu întotdeauna vin cu filmuleță și vă arăt ca să vă convingeți, să nu credeți că e vreo regie. Eu nu fac cum fac alții, că filmează ceva și vă arată poate cu totul altceva, regii. Asta e munca mea, rezultatul muncii mele. Cine vrea să uită, cine vrea învață. La fel, ia, uitat. Tot de anul trecut am făcut și cu bandă de hârtie, pentru că v-am arătat mai multe moduri, că cum se poate face și cu bandă de hârtie, și cu bandă izolatoare. Deci, practic, mărul ăsta, tătul cu el, e altoit de mine. Și uitați cât de frumos au vindecat. Așa o să se vindece și aici. Foarte multe moduri de altuire pe care le găsesc pe canalul meu de YouTube. Ia, uitați, să vă convinge și dumneavoastră. Deci, practic, tot mărul e altuit cu o grămadă de soiuri. Ia ce frumos leagă. Începe să lege. Acesta e rezultatul muncii mele, satisfacția muncii mele. Aveți foarte multe videoclipuri pe canalul meu de YouTube, pe canalul de YouTube Sandu Gospodaru, unde găsiți foarte multe filmulețe despre cum se plantează corect pomii fructiferi, cum se altoiesc, foarte multe lucruri interesante, utile. Cei care doriți, puteți să intrați pe canalul Sandu Gospodaru și să vă uitați acolo, să învățați foarte multe lucruri utile care vă vor fi de folos. Până data viitoare, multă sănătate și numai bine!